În urma cercetărilor desfășurate într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de efectuare fără drept de operațiuni cu substanțe ilegale, cum ar fi cannabisul și cocaina, polițiștii de combatere a criminalității organizate din Mehedinți au efectuat în cursul zilei de ieri 8 percheziții domiciliare. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate din Mehedinți, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din Craiova, împreună cu procurorii DICOT, au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară și 22 de mandate de aducere în municipiul Drobeta Turnu Severin, localitatea Răscolești din județul Mehedinți și municipiul Motru din județul Gorj. Au fost vizate persoane bănuite că ar fi constituit un grup infracțional organizat în scopul ambalării, preparării și tratării fragmentelor vegetale, respectiv cele de înalbă mare și măghiran, cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, dozarea acestora și vânzarea către diferite persoane. În urma acțiunii, polițiștii au ridicat în vederea indisponibilizării aproximativ 230 de grame de fragmente vegetale de culoare verde-oliv cu miros chimic înțepător, circa 150 de grame de substanță pulverulentă de culoare albă, respectiv alb-gălbui, susceptibilă de a avea efecte psihoactive, 2 bindere, 8 telefoane mobile, 2 unități de calculator și un laptop, 3 memory stick-uri, 3 carduri bancare și suma de 33.400 de lei și 220 de euro. În urma acțiunii, polițiștii au ridicat în vederea indisponibilizării aproximativ 230 de grame de cannabis, aproximativ 150 de grame de cocaină, 2 grindere, 8 telefoane mobile, un laptop, 3 carduri bancare, peste 33.000 de lei și 220 de euro. Procurorul de caz a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de 2 persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile ce au efecte psihoactive.